Epistola 1 Ioan, capitolul 2, vom citi cuvântul lui Dumnezeu, un singur verset. Versetul acesta este scris în 2 cu 12. 1 Ioan, 2 cu 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Ne găsim în această zi împreună cu părtășia, cu perspectiva împărtășirii noastre cu cina Domnului, cu trupul și sângele Domnului. Desigur că la această masă, la această părtășie, îl avem în centru adunării noastre, ca de fiecare dată, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pe de altă parte, în această părtășie, este fundamental să ne apropiem de Dumnezeu având păcatele iertate. Cina Domnului nu este un mijloc prin care se capătă iertarea păcatelor. Mijlocul prin care se capătă iertarea păcatelor este însuși Domnul Iisus, nu cina Domnului. La această cină suntem chemați să venim cu păcatele iertate. Desigur, această părtășie cu Domnul nostru Iisus, la această masă, va întări în inimile noastre convingerea că suntem primiți de Dumnezeu și suntem iertați de Dumnezeu. Consider că cea mai profundă nevoie pe care o are sufletul unui om este nevoia de iertare din partea lui Dumnezeu. Și bucuria și pacea, însăși mântuirea, stă în iertarea păcatelor. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne vorbește despre iertarea păcatelor ca despre un fapt care s-a realizat. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Este vorba de o stare prezentă care remarcă o acțiune început în trecut, a cărui efecte continuă în prezent. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Siguranța care derivă din acest cuvânt, certitudinea pe care o are omului Dumnezeu, această zi să ne inspire și pe noi să ne apropiem de Dumnezeu și să avem în suflet această încredere că păcatele noastre sunt iertate. Sigur că întrebarea aceasta, dacă crezi cu tot sufletul tău în adâncimile ființei tale, că ai fost primit de Dumnezeu și iertat, dacă această întrebare ne frământă și dacă răspunsul este cel pe care îl găsim aici, păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui, această încredere interioară, această bucurie a părtășiei cu Dumnezeu, ne va deschide drum să ne apropiem cu încredere de Domnul la această masă. Am venit în această zi în mijlocul dumneavoastră să vă împărtășesc un mesaj despre iertarea păcatelor, mesaj pe care l-am intitulat Siguranța iertării păcatelor. Patru lucruri distincte vom surprinde din cuvântul Domnului, realități, adevăruri pe care se fundamentează siguranța iertării păcatelor. S-ar putea ca unii dintre noi să fi venit astăzi aici cu cugetul împovărat. Fie ca acest cuvânt, care este cuvântul Fiului lui Dumnezeu, să aducă eliberare, dezlegare. Și când vom pleca spre casă, să plecăm bucuroși că Dumnezeu ne-a primit și ne-a curățit. Am întrebat eu odată care este locul acela de pe fața pământului în care trebuie să te afli ca păcatele să-ți fie iertate de Dumnezeu. Sigur că nu este niciun loc pe care să numești loc potrivit. Oriunde ar fi omul, dacă el cheamă acolo cu credință numele lui Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă, îl curățește. Întreb, de cât timp are nevoie Dumnezeu ca să scape un suflet de vină, ca să acorde unui suflet împovărat iertare? De cât timp are nevoie? De o lună? De o săptămână? De o zi? Răspunsul este de o clipă.
Eu aș zice că ne găsim în cel mai potrivit loc, ne găsim în cea mai potrivită circumstanță, ne găsim în cel mai potrivit anturaj, în biserică. Locul în care, împrejurare în care Dumnezeu se reverse peste noi iertarea Lui, îndurarea Lui. Siguranța iertării păcatelor. În primul rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe jertfa adusă de Domnul nostru Iisus. Este scris în cuvântul Domnului, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Acest cuvânt ne spune că Domnul Iisus s-a adus pe sine ca jertfă de ispășire pentru păcatele întregii lumi, pentru păcatele noastre. Jertfa Domnului Iisus are putere să îndepărteze păcatul. Jertfa Domnului Iisus este acel ceva ce trebuia să fie realizat ca iertarea păcatelor să se poată îndeplini, să poată fi posibilă. La baza iertării păcatelor se găsește această jertfă. Siguranța iertării păcatelor constă în credința că această jertfă este eficientă pentru iertarea noastră. Dumnezeu a promis că toți aceia care se încred în jertfa lui Iisus capătă din partea lui Dumnezeu iertare de păcate, justificare și așezarea în relație cu Dumnezeu într-o stare de libertate, de legământ, de înfiere, de totală, de deplină acceptare. Așadar, iertarea păcatelor noastre, stimați frați, stimate surori, se întemeiază pe această jertfă. Și această jertfă primită cu credință ne conferă siguranța, încrederea că Dumnezeu nu mai are nimic împotriva noastră. Ce a avut împotrivă s-a rezolvat în Hristos. De acum suntem acceptați de Dumnezeu. Suntem îndemnați să ne apropiem de El cu încredere deplină, știind că am căpătat înaintea Lui trecere, har, și că El ne primește, binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Această masă la care ne găsim nu vorbește despre dreptatea noastră, ci vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu. Cina Domnului nu este confirmarea noastră, că ne-am silit noi o lună și am căutat să stăm lângă Dumnezeu, sau dacă am avut anumite probleme de rezolvat, le-am rezolvat și acum în confirmarea acestora stăm la masă. Nu, nu e confirmarea noastră, ci este sublinierea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Altfel spus, este confirmarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. E despre El vorba, nu despre noi. Despre moartea Lui vorbim aici, nu despre dreptatea noastră. Despre jertfa lui Iisus Hristos și efectele acestei jertfe, nu despre merite omenești și despre calificări omenești. Așa că vă îndemn să ne alipim inima de Domnul Iisus, care a murit pentru noi, și să acceptăm că avem înaintea lui Dumnezeu trecere și iertare din cauza acestei jertfe. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând, iertarea păcatelor se așează, se fundamentează și siguranța iertării păcatelor se bazează pe faptul că Domnul Iisus mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. După ce El a murit, a fost îngropat, a treia zi, după moartea Lui, a înviat dintre cei morți, cuvântul Domnului ne spune că s-a înălțat la dreapta Lui Dumnezeu. Această înălțare nu înseamnă numai o schimbare de loc, că de pe pământ s-a dus în cer, ci înseamnă și ceva ce ține de funcția pe care Domnul Iisus a primit-o. Înălțare cu sensul de că a primit un nume care este deasupra oricărui nume. A primit titlul de Domn, stă la dreapta lui Dumnezeu. Acolo ne reprezintă mijlocind pentru noi. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, cuvântul Domnului spune așa. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți.
Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Dați-vă, vă rog, cu atenție la aceste frumoase cuvinte. Este vorba despre creștini, copii, copilași, copiii lui Dumnezeu. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Există posibilitatea ca cineva să fie păcătuit, deși voia lui Dumnezeu este să ne ferim, să nu păcătuim. Cuvântul continuă spunând, dar dacă cineva a păcătuit, am spus odată și repet și astăzi aici, dacă cineva a păcătuit, să se rușineze. Dacă cineva a păcătuit, cu toate că știe voia lui Dumnezeu, să se teamă, gândindu-se că l-a supărat pe Dumnezeu. Dar oricât de mult s-ar rușina, s-ar teme și s-ar cutremura la gândul că a călcat voia lui Dumnezeu, nici o clipă să nu-și piardă speranța. Nici o clipă să nu cadă în deznădejde. Cuvântul Domnului pe care l-avem expus sub ochii noștri ne vorbește despre speranță. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este apărătorul nostru. Siguranța iertării păcatelor, baza iertării păcatelor, se fundamentează pe această lucrare de mijlocire pe care o face Domnul Iisus pentru noi. În Epistola către Evrei, Domnul Iisus este numit Marele nostru Preot, care stă la dreapta lui Dumnezeu, făcând intrare în prezența lui Dumnezeu, nu cu sângele unor jertfe de origine animală, de țap sau de viței, cum se întâmpla în legământul levitic al Vechiului Testament, ci se înfățișează acolo cu însuși sângele său, făcând ispășire pentru noi și mijlocind pentru iertarea noastră, garantând în felul acesta că suntem acceptați de Dumnezeu. Suntem iertați de Dumnezeu. Frați și surori, la cina Domnului înălțăm această lucrare pe care o face Domnul Iisus pentru noi. Masa aceasta, cum am spus, din însăși definiția ei, este ca să pomenească moartea Domnului. Este în amintirea lucrării făcute de Domnul Iisus și este cu sensul proclamării lucrării pe care o face Domnul Iisus. El a murit pentru noi, El mijlocește pentru noi. Din cauza jertfei sale, care produce iertarea, și a mijlocirii sale, care garantează și care asigură continuitatea acestei iertări, noi putem în această zi veni împreună, ne putem ruga, putem spera în credință că Dumnezeu ne primește și ne putem bucura de efectele acestei acceptări, mărturisind că suntem copiii lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! În al treilea rând, siguranța iertării păcatelor se fundamentează pe o lucrare la care suntem chemați noi. Jertfa și mijlocirea sunt săvârșite de Domnul Iisus. Pocăința, mărturisirea păcatelor, este o lucrare la care suntem chemați noi. Siguranța iertării păcatelor se fundamentează și pe această lucrare. Cuvântul Domnului ne spune așa. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Cuvântul Domnului aici ne vorbește din nou despre iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor este în acest cuvânt condiționată de o acțiune la care suntem chemați noi, dacă ne mărturisim păcatele. Suntem chemați să ne mărturisim păcatele. Este vorba aici de căință, de exprimare în rugăciune înaintea lui Dumnezeu a părerii de rău față de cele săvârșite, de asumarea acestor lucruri, de dorință de îndreptare și de rugăciune adusă către Dumnezeu ca să ne ierte. Cuvântul Domnului spune că dacă facem așa, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu, care este credincios și este drept, ne iartă păcatele și ne curăță de orice nelegiuire. Este cuvântul Domnului.
Este una dintre promisiunile pe care le găsim în Biblie, făcută de Dumnezeu nouă, făcută de Dumnezeu oamenilor care îl mărturisesc pe Iisus. Noi mărturisim că El a murit pentru noi și că mijlocește pentru noi. Și acum cuvântul Domnului spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios, Dumnezeu nu se neagă pe sine și este drept. El nu ne iartă păcatele într-un mod corupt, adică nu trece cu vederea, nu închide ochii acolo unde ar trebui să fie deschiși, nu se face că nu vede. Iertarea Lui nu este prin ocolirea dreptății, iertarea Lui este prin împlinirea dreptății. Dreptatea a cerut jertfă, Iisus Hristos a dat jertfă. Și acum se poate spune, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Putem în această zi să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne mărturisim păcatele. Să spunem cum a zis altă dată David, care în Psalmul 32 exprima trăirile pe care le-a avut, experiența prin care a trecut. Versetul 3 până la versetul 5, Psalmul 32, cuvântul Domnului spune: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Apare acolo acea paranteză, oprire. Te v-ați gândit, ce-o fi cu oprirea asta? Aceste paranteze sunt niște însemne. Psalmii, nu uitați că sunt cântări. E un fel de semn muzical, cam ce e pe partitură. Se lua un fel de pauză, urma o trecere, se așeza poate o tăcere, mergea doar instrumentele. În timpul sunetului instrumentelor, oamenii se gândeau, îmi voi mărturisi Domnului fără de legere. Și apoi deodată intra corul care spunea, și tu ai iertat vina păcatului meu. În psalmi, ca și cum ai citit dintr-un caiet de cor, sunt și semne care țin de cum se gânda. Îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat păcatul meu, vina păcatului meu. De asemenea, cuvântul Domnului în Iacov, în capitolul 5, versetul 16, ne îndeamnă să ne mărturisim unii altora păcatele și să ne rugăm unii pentru alții ca să fim vindecați. Iată din nou această temă, această învățătură, care asociază iertarea păcatelor cu mărturisirea. Mărturisire pe care o facem întâi de toate înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, și în măsura în care nu avem liniște în sufletul nostru, deși ne-am rugat, nu căpătăm liniște și pace, deși ni le-am mărturisit în rugăciune, sau după ce ne-am rugat, descoperim și după ce ne-am mărturisit, realizăm că revenim asupra aceleași probleme, repetăm, cădem din nou în aceeași greșeală, nu constatăm biruință, îndreptare, putere de vindecare, de eliberare de păcatul acela. Dacă așa se întâmplă, dacă în urma rugăciunii de mijlocire, de mărturisire în rugăciune, în rugăciunea privată, personală, acasă, în odăița noastră, nu simțim pace în suflet, siguranță că ne-a iertat Dumnezeu și nici putere să biruim acel păcat, revenind și căzând din nou, este semn că trebuie să ne ducem la un frate slujitor și să ne mărturisim păcatele. Această mărturisire capătă dimensiunea consilierii, a unirii împreună cu cel care primește mărturisirea, ca în rugăciune să cerem puterea lui Dumnezeu și biruința lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului te vorbește și despre această bază a iertării păcatelor. Așadar, Iisus a murit pentru noi, Iisus mijlocește pentru noi și noi ne mărturisim păcatele. Și în final, rândul al patrulea, cuvântul Domnului
ne arată că siguranța iertării păcatelor se fundamentează pe faptul că și noi iertăm pe cei care ne greșesc nouă. Cuvântul Domnului în această privință, în Evanghelia lui Matei, capitolul 6, versetul 14 și 15, spune așa: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Uitați-vă, vă rog, atenție la această scriptură. Sunt cuvinte rostite de Domnul Iisus. Dacă iertați oamenilor, versetul 14, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Aceste cuvinte sunt încadrate în predica de pe munte. Contextul în care le sunt așezate este foarte sugestiv. Domnul Iisus a vorbit ucenicilor săi despre voia lui Dumnezeu. Capitolul 5, ultimele versete ale capitolului 5, se încheie cu această strigare: voi dar fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Standardul chemării lui Dumnezeu, așteptărilor lui Dumnezeu, este foarte înalt. Foarte, foarte înalt. Fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru este desăvârșit. Imaginați-vă că aici este pus nivelul, standardul pe care trebuie să-l atingem. În dorința lui de a ajunge acolo, creștinul se luptă. Și luptându-se, constată că eșuează. Ce e de făcut în situația asta? Este vreunul printre noi care n-a eșuat? Încercăm să ajungem la acel nivel, să sărim, să trecem dincolo. Și luăm tot pe dedesubt. Ce e de făcut? În capitolul 6, primele versete, ni se spune să nu cumva să căutăm să ne ascundem, căutând să ne îndeplinim neprihănirea noastră, să ne arătăm dreptatea noastră înaintea oamenilor. Sunt unii oameni care, eșuând în plan moral, caută să compenseze prin fapte făcute în fața oamenilor. Milostenie, rugăciune, post, lucruri care ar putea să impresioneze. Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm, ne-a învățat să postim, ne-a învățat să facem milostenie. Dar grijă, când facem aceste lucruri, să nu ne întemeiem pe ele. Rugați-vă și postiți ca data viitoare să fie mai bine. Putem trece peste. Dar cu toate că ne rugăm, poate că ucenicii ar fi întrebat, dar cum să ne rugăm? Și Domnul Iisus a continuat tot acolo spunând rugăciunea Tatăl nostru. Așa să vă rugați. Și acolo, în miezul rugăciunii, se spune: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Standardul este sus, puterea mea este mică, am căzut. Ce este de făcut? Roagă-te lui Dumnezeu și cere îndurarea lui și putere de la el. Și dacă nu pot, și dacă deși mă rog totuși, constat slăbiciune, ce pot să mai fac? Și în acest context a venit spusa Domnului nostru: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Prin urmare, siguranța iertării păcatelor se fundamentează pe această dispoziție interioară, bucurie interioară, iubire care vine de la Dumnezeu, în temeiul căreia nu ținem dușmănie pe nimeni. Suntem gata și bucuroși să iertăm pe cei care ne greșesc nouă. Domnul Iisus ne îndeamnă să ne cercetăm legăturile noastre cu oamenii și să eliberăm din prinsoarea inimii noastre pe oricine ne-ar fi greșit cu ceva. Odată, unul dintre ucenici l-a întrebat pe Domnul Iisus: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Petru a propus standardul desăvârșit a spiritualității iudaice. Până la 7 ori? Parcă ar fi așteptat să spună, da, până la 7 ori. Ca Mântuitorul
să surprindă printr-o socoteală pe care n-a mai făcut-o până la el nimeni. A zis așa, eu nu zic până la 7 ori, eu zic de 70 de ori câte 7. E sigur că Domnul Iisus nu ne-a invitat să contabilizăm greșelile celor care păcătuiesc împotriva noastră și să socotim că până la 490 de ori, cât ar fi 70 ori 7, e limita și după aceea poți să te răzbuni. Nu despre asta este vorba. Iisus ne îndeamnă să iertăm fără limită. Socot că dacă cineva ar pune așa gând rău să greșească toată ziua și să ajungă până la sfârșit de 490 de ori și tot de 490 de ori să-l iert, probabil când ar ierta în a 490 și ar greși în a 491, el aș fi pierdut rândul numărătorii și a zice, iau și pe asta, Dumnezeu să fie cu tine. M-am învățat deja să iert. Iartă de săvârșit. Vom avea încredere, frați și surori, liniște interioară, pace în sufletele noastre, că Dumnezeu ne-a primit și ne-a iertat, când la rândul nostru constatăm că prin Harul lui Dumnezeu, prin Duhul care locuiește în noi, avem dragoste față de semenii noștri și față de cei care ne-au făcut rău. Și suntem gata să iertăm pe cei care ne greșesc. În concluzie, înainte să ne rugăm și să ne împărtășim cu cina Domnului, avem în fața noastră această masă. La această masă trebuie să venim încrezători că Dumnezeu ne-a primit și ne-a iertat. Noi suntem parte a acestui legământ, nu pe marginea lui. Suntem cuprinși în legământul cu Dumnezeu. Iertarea păcatelor noastre se așează, se fundamentează pe faptul că Iisus a murit pentru noi, că El mijlocește pentru noi, pe faptul că ne mărturisim greșelile făcute, așteptând ca Dumnezeu să împlinească promisiunea, că dacă ne mărturisim, El ne iartă, și pe faptul că nu ținem dușmănie pe nimeni. Dacă în această zi este aici cineva care este ispitit în sufletul lui de o împrejurare proaspătă, cineva ți-a făcut rău, te-a jignit, te-a păgubit și nu și-a cerut iertare și probabil că nici nu-i dispus să ceară, nici nu vrea, el deocamdată nici nu înțelege că a făcut rău, consideră că dreptatea este de partea lui. Vă chem în rugăciunea care ne stă în față să vă rugați Domnului pentru o asemenea situație și o asemenea persoană. Și în inima dumneavoastră să hotărâți să îl iertați în numele lui Dumnezeu, a Domnului Iisus. Să puneți problema aceea în mâna lui Dumnezeu. Și dacă socotiți, constatați că în timp ce gura dumneavoastră spune, îl iert, inima sare de acolo și zice, ba nu-l iert, l-i iertat-o cu gura de a-l țin în inimă. Dacă așa vi se va întâmpla, să vii și să spui, Doamne, ia-te după vorbele și după gândul meu, și vindecă sentimentele mele și întărește în mine hotărârea de a face voia ta. Și a zice că acest strigăt este similar aceluia căruia Domnul Iisus i-a spus, dacă crezi, se poate. Și omul a zis, cred, Doamne, și apoi a zis, ajută necredinței mele. Și Dumnezeu l-a primit. Masa aceasta are menirea să îl înalțe pe Domnul Iisus. Este pentru el și spre slava lui. Și noi cu modestie, cu credință, să venim în jurul Domnului nostru Iisus și să-i mulțumim că din cauza acestei jertfe suntem iertați și acceptați de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul!